Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. Astăzi vom face un tycoon, dar este primul tycoon de când mă joc eu Roblox atât de popular. Deci nu cred că am văzut mape mai populare de 10.000 de jucători. E bine, în momentul de față, ăsta are 18.000 de jucători. Deci extrem de multă lume se joacă, este cel mai popular joc la momentul actual. Hai să vedem. Se numește Theme Park Tycoon 2. Dacă sunteți voi așa mai gameri, știți că sunt foarte multe jocuri în care ai un parc al tău de distracții și trebuie să-l construiești. Să faci tu carusel, să pui de unde se mănânce oamenii, magazine, să faci drumuri. Exact așa este și acesta. Hai să începem pentru că n-am salvat. Aparent aici în dreapta jos ai să salvezi, deci se salvează parcul, nu faci degeaba. Deci putem face mai multe episoade dacă va fi cazul, pentru că la momentul de față este în beta. Dar ideea este în felul următor. Ne pune să facem tutorialul, construim chestia asta aici. Intrarea, ieșirea. Nu prea are volum, nu știu de ce. Abar nu am. După aia îi punem un Q-Path. Boom. După aia îi punem un path normal și acesta este. Închidem și dăm drumul la caruselul nostru cu T-Cups. Te pui aici ca jmecherul. Pac, te așezi și se învârt chestiile astea. Văd că eu nu le pot testa. Ok, și punem și un stall, un magazin și avem soft drinks, deci băutură. Pac, îl învârtim și am făcut tutorialul. Dar eu nu am știut că trebuie să apeși și save după ce am făcut tutorialul ca să rămână salvat. Și vine Emmet, intră aici și se dă și el ca șmecherul în carusel, se învârte în căscuță. Putem să dăm click și putem să punem biletul 15. Eu sunt șmecher, îl pun 15. Intrare, nu știu ce. Nojea, amețeală, guest satisfaction, destul de șmecher. Aici ne arată câți vizitatori avem, ok. Putem să cumpărăm bani cu Robux, presupun, și ne putem face un carusel. Ce naiba e chestia asta? Cineva a lăsat. Bă, cine mi murdărește ăsta? Ați aruncat pungă pe jos, nemernicilor. Ok. Și aici avem multe opțiuni cu ce vrem noi să construim. Putem să facem magazine, putem să facem. Punem un baș de ăsta aici. Ia uite, avem un tufiș. De fapt, nu, aș vrea un copac. Cum, oare cum îl scot? Destroy. Boom. Vreau un copac. 3. Stai, nu, 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 3. Aha, avem un copăcel. Și putem să facem, ia. Oh, ok. Destul de jmecheros. Îl înconjurăm așa. Bun, nu e rău. Vai de capul meu cu copăcei, ce naiba, arată destul de aiurea. Ok. Putem să facem așa, destul de șmecher. Aș vrea să pun un coș de gunoi, ăsta e un pic. Unde naiba e coșul de gunoi? Ideea e că eu nu prea am jucat ăsta, e prima dată când intru în el, pentru că tocmai ce am văzut că e atât de popular. Dar hai să vedem cam ce au ei pe aici. Ok, putem să facem clădiri? Holy shit! Poți face o groază de chestii în ăsta. Sigur vom face două episoade. Sau mai multe episoade. Mă uitam după. Și după ce mă uitam, intense water slide rides. Ok, stalls. Other stalls. Pirate hat. Nu. Mă uitam de pe. După coșul de gunoi, dar nu știu unde naiba e. Dacă vedeți voi. Props. Ok, avem o lanternă. Băi, mă lași. Și putem pune lanterna? Vede cineva coșul de gunoi? Pentru că eu nu-l văd. Natură, guard, tavan, others. Habar nu am unde e natura. Natura, doamne, gunoiul. Hai să vedem. Deci avem multă lume care vine și pleacă. Avem un magazin cu mâncărică. Ce sunt astea? Oh, avem băncuță. Super tare. Chiar aș vrea ca lumea să stea jos pe băncuță. Uite, o punem. Oh, băncuța va veni aici, nu merge pusă în partea asta. Înțeleg, ok. Ok, deci puteți să stați, ia uite, Cordelia. Cordelia e cordită, stă pe băncuță frumos, Cordelia. Băi, ne. A, uite, un trash can, în sfârșit. Dar nu înțeleg cum funcționează, deci dacă îl pun aici. Cannot build through composed structures. Ok. Trebuie ne. Oh, ok, aia nu-mi place.
Nu-mi place în mijloc așa, hai să-l vindem. Unde naiba era că acum am uitat? Abia-l găsisem, ce ăsta, terrain. Oh. Putem să modificăm? Doamne, cât e poți face în jocul ăsta? Băi, ești nebun! Ia, dacă îl întorc eu... Uite aici mi-ar plăcea să fie pus. Uite așa. E bine? Hai că e bine. E pus coșul. Poți să stai pe bancă. Hai să mai facem noi un stall. Deci avem soft drinks și lângă pizza. O pizzerie. Cine nu vrea pizzerie, hă? După aia, înghețată și cartofi. Foarte frumos. Cumperi de toate de aici, da? Ok. Hai să vedem ce mai avem de construit pe aici. O, Doamne. Sunt prea multe chestii de făcut. Aia e problema. Prea multe chestii de făcut. În ăsta path se și ridică. Băi, mă lași. Q path. Seats. Putem face o băncuță. Ok. Adică dacă eu fac așa și punem băncuță de 4 persoane, lumea chiar se va așeza? Asta e întrebarea. Se va așeza lumea acolo? Ce naiba am făcut? N-am vrut să construiesc. Nu! L-am stricat! Path. Perfect. Voiam să-l pun așa, știi? Și să punem altă băncuță. Uite, așa mi-ar plăcea. Foarte frumos. Dar dau click din greșeală. Sper că-mi dă toți banii la loc. E un Tycoon super șmecher ăsta. Problema e că sunt prea multe chestii de făcut, gen, ai prea multe posibilități. Ok, de ce naiba stă toată lumea la coadă aici? Deci, ok, avem o altă problemă. Băieți, trebuie să facem altceva. Hai să construim și chestia asta. Deci, hai să ne gândim. Fix cum intru aici, baf, în stânga avem ceșcuțele, în dreapta vreau să facem... Nu. Cât ne trebuie? Ne trebuie 1000. Avem, nu, 2300 va costa acesta, ok. Ia vine fix, de ce fix cât ăsta? Deci va veni, uite, așa. Bum! Perfect. Perfect. Și acum vom construi, ce vom construi? Habar nu am, un path. Aș vrea un path. Ok, îl vom face așa. Și un, de fapt nu. Un Q path și un path normal, dar s-a blocat. Doamne, static, atât de multe chestii de făcut. De ce nu poți să schimbi pe un path normal? Ce naiba se întâmplă? Oh, poți să pui lemn. Asta e destul de șmecher. 3. Ok, path, nu poți să dai click. Ok, sunt retardat rău de tot. Foarte frumos și o să deschidem și chestia asta. Hai să vedem. O pun pe 20 ca să fac și eu bani. Să lăsăm vrăjeala. Cum ne mai funcționează ăsta oare? Ok, intri aici, te așezi și te ridică sus. Te ridică sus de tot și te uiți de deasupra. Oh, ok. Cred că vom aplica aceeași strategie și în partea aceasta. Ce părere aveți? Ok, hai că e frumos. Punem tot așa copăcei. Dar de ce nu vine nimeni aici, întrebarea? Oh, n-am pus d-alea. Stai, stai, stai. Intense rides. Dar nu știu unde era. Q path. Pusesem chestiile astea, dar nu știu de unde le mai pun. Oh, nu. Între timp, măcar facem bani până când îmi dau eu seama. Other stalls. Ok. Fences. Ok. Ai window, doorway. Oh my God, sunt prea multe chestii. Semne, băncuță. Ok. Arată decent până acum. Îmi place cum stă ăsta pe bancă. N-are stres. Trebuie modificată banca asta. Trebuie pusă aici. O să o modific imediat. Q path. Ok, dar cum îi dau drumul? Build entrance. Ah, uite de aici. Ok, vreau ca aici să fie intrarea. A cell is already occupied. Înțeleg, ok. Atunci distrugem asta. Nu! Ok, putem să modificăm, nu e problemă. Punem așa.
Entrance-ul va fi aici, exit-ul aici. Perfect. Ce vrei mai mult? Open. Și va costa 15. Nu, 20 va costa. Sper să vină cineva. Banca asta trebuie scoasă. Trebuie... De ce nu se așează nimeni la ăstea? Oare nu pot să se pună? Văd că mulți stau pe jos. Ceea ce e destul de aiurea. Ia să vedem. Dacă facem noi un path așa și mutăm banca... Uite în felul acesta și scoate mai. Ia te bă jos. Dă-te jos de pe bancă, nemernicule. Oh my god, sunt prea multe chestii de făcut, aia e problema. Se dă cineva în chestia asta? Băieți, o folosește? E prea scumpă? Ai frate, că nu cred. Chiar atât de scumpă, de ce n-aiva să ducă ăștia aici? Nu sunt simetrice. Oh no. Oh no. De ce? De ce nu vă convine? E prea scump, punem 14. N-am mă că cui convine. Closed. Închide. Build exit. Build entrance. Dar cum neba? Ăsta merge? Cum de ăsta aici? Nu înțeleg. Și ăsta aici? Nu pricep. Ok, îl vom lăsa așa. Îi dăm open. Aparent e prea scump și ăștia nu se duc. Facem și noi bani, avem 5.400, ba nu, avem 5.279. Destul de mulți bănuți. Și începe ușor, ușor să prindă aspect. 0.1000 triggered, you are triggering me. Ok. Chiar vă recomand joculețul acesta. Adică într-un episod nu poți face prea multe, dar mă gândesc că e un joc la care trebuie să muncești mult. Ca să... chestia mai coboară sau nu. Ca să... evoluezi, să-i spunem. Adică ai foarte multe chestii de făcut. Poți face o groază de chestii. Metal plates. Cobblestone. Ok, vom face așa și vom mai pune stalls. Deci avem pizza, ice cream, slushy. Ce naiba aia? Hot drinks. Boom. După aia, aici, foarte frumoșanu, mai punem o de-asta așa. Mai punem o băncuță. Nu prea mă pricepe când vine vorba de design, mă știți, dar... Unde ne e gunoiul nostru? Este așa. Nu avem un gunoi? Ok, presupun că nu mai am. Hai să vedem. La others, la ce era? Path. Trash can. Ok, avem două. Ăsta îmi place mai mult. Punem așa. Să arunci ăștia la gunoi, ce naiba. Acum trebuie să curăț după ei. Cum să pune pe jos? Bă, e de o stea. Bă, dar câți nu aici la coadă? Hai că facem bani, băieți. Facem bani, nu glumă. Ok, bă. Ăstea s-ar putea să fie stricate. Bă, ești nebun, le poți colora? Supports color. Habar n-am ce ar trebui să însemne. Văd că nu stă nimeni aici. Aia e problema. Ia. Ba da, bă, stau băieții. Ok. Destul de decent. Hai să mai continuăm și să punem d-astea așa. Aș vrea să le delimităm, știi? Oh, nu. Aș vrea să le delimităm pentru că arată mai bine. Dar va dura prea mult. Ok. Deci... momentan avem asta în dreapta, asta în stânga, mergi mai departe și faci stânga. Ok, de aici așa, bum, și încă trei. Hai să vedem ce mai au ăștia pe aici. Vintage cars. Nu, nu vreau asta. Insane, oh my god, care e cea mai scumpă? Fiți atenți. Ah, dar e 5.000. Hai să dăm 3.800 pentru swing ship. Ok, te urci pe o chestie de genul acest, saving park. Oh, s-a salvat, automat, tare. Te urci în barcă. Ne-a rupt de bani barca, nu știu cum să vă zic. Ne-a rupt de bani. Intrarea. Vreau ca intrarea în barcă să fie... aici. Da? Și ieșirea.
Ar putea să fie aici. Oare se iese așa? Sigur, se poate ieși așa, nu? Ok. Vom vedea. După aia, facem un path. Bun. Și îl unim. Vedem noi și punem copăcei pe aici. Facem de toate, nu e problemă. Hai să facem așa. Open, $15. Foarte tare. Dar trebuie să mai umplem chestiile astea și prin partea asta. Astea, asta, mă tot repet. Frumos, doi copăcei. Hai să mai punem și magazine. Other stalls, restroom. Oh, avem nevoie de restroom. Ok, ca să te poți odihni. Ah, nu e. Să te poți odihni, what the fuck, ce naiba am zis că e un WC. Punem două WC-uri așa, unul lângă altul. Ce naiba e asta? Dino hat. Nu e bine. Stai, nu. Destroy. Aha, stat. Nu știu, spuneți-mi comentarii dacă vă place. Adică e foarte șmecher, îl văd că are mult potențial. Acum înțeleg de ce se joacă atâta lume. Lumea nu accesează asta, dar nu știu de ce. Hai să vedem. Va trebui să facem un Q-Path. Ok, Q-Path din cobblestone. Mă rog, cred că ajunge coada aia, dar se va bloca aici, presupun. De ce nu intră nemernicii? Ce nu merge? A, uite, asta a intrat. Ok, haideți băieți în barcă, ce mai așteptați? A, uite, e acolo, e acolo. Lumea vine, pleacă. Ne putem duce să vedem și construcțiile celorlalți. Uite, în partea asta văd că și-a construit ăsta ceva. Ia, hai să mergem să vedem. What is the Q? What is that? Asta și-a făcut barca din prima. Ia, uite, a pus pietre, fraier. Eu am o stea, el are jumate de stea. Ok. Acolo ce ne-a fi? Poți să-ți mai cumperi pământ? Parcă are expansions. Wow, poți să-ți cumperi și mai mult pământ. Asta e tare. Și-a luat gard. Asta e tare. Da, șmecher. Noi mai avem 100, 1100. Mai facem și noi bani? 1157, 67. Ba da, facem bani, dar foarte greu. 92. Mamă, pe ăsta are 46.000, ești nebun. Avem mâncare. Păi ăștia murdăresc mie pe jos pe aici. Bă, nebunilor! Nebunilor! Rafi Rafael 2016. Nu credeam că o să vină un abonat după mine, ești nebun la ora asta. E 3, e 4 când filmez eu. 4 fucking dimineața. Eu uite-mă pe toți în barcă, ești nebun. Ei chiar s-au dus în barcă. Deci chiar nu mă așteptam că mă va găsi un abonat la ora asta. E noapte, e 4, mă rog, e dimineața de fapt. Mulți dintre voi deja dormiți. Băi, arată destul de decent. Adică avem niște băncuțe, băncuțe și în partea asta. Ce putem să mai facem? Chiar nu știu, uite, putem să punem un copac aici. Aici, așa. Copăcei peste tot. Flower bed. Abar n-am ce asta. Ok, arată ciudat. Arată ciudat. Ce putem să mai construim? De fapt, trebuie să așteptăm să facem bani. Nu știu dacă mai... Ia, Space Rings. Abar n-am ce asta. Space Rings. E doar 900, e super ieftin. Nu prea știu cum să facem ea. Ce e chestia asta? Space Rings. Na, nu știu, chiar nu știu ce e. Hai să vedem. Dacă punem noi un path. Nu, de fapt nu path. Hai să construim intrarea și ieșirea. Deci asta va fi intrarea și ieșirea. Bun. Dar vezi, o pune ciudat. Build exit. O pune diferit față de intrare. Presupun că... Nu știu cum o să o punem. Uite, aia presupun că poate fi. Habar nu am. Path.
Da. Le putem ajusta noi pe parcurs. Ok, QPath. Uite așa. Super tare și s-a deschis și asta. Open. Gata să vă distrați. Ia că vreau să vină cineva aici să vedem. Avem 39 de vizitatori. Devine popular ăsta al nostru. Haideți, vă rog, să intre cineva în inelele astea. Haideți, știu că vreți. Haide, jamier sau cum neva te cheamă. Ia. Fiți atenți. Se dă singur bietul de el. Cineva zice că mă adoră. Ah. Rafi Rafael, ok. Un copac de ăsta mare ar merge. Ok. Pereți. Băi, putem face o groază de chestii. Nu vine să cred. Păi, putem să punem apă. Wow! Avem 1100. Se dă în inele el. Bă, măcar lui îi place, nu știu cum să vă zic. Roller coaster. La roller coaster cred că va fi greu de făcut. Basic coaster creation. Oh my god. Ca să-ți faci un carusel e destul de greu, pentru că trebuie să-i pui tu toate alea. Și nu cred că e de mine. Clar nu e de mine. Water rides, e locked. Don't drown. Cred că ne trebuie apă pentru water rides. Și la trenuleț. Gentle rides, insane. La insane n-avem ce să construim, adică... Oh, mai am 700, de ce? Era bani pentru ceva, dar nu știu pentru ce. Ce-am făcut? Abar nu am. Fac bănuții repejor. Păi arată de ce în parcul meu. Nu știu ce părere aveți voi. Dar mie îmi place cum arată. Arată decent. 870. Trebuie să așteptăm să facem bani. Altceva n-am nici să facem. Poate să mărim prețurile. Hai frate, asta. 20. Bum, hai cu banii. Vreți în barcă? Super tare! Dar vă să schimb prețul la barcă. 20 la barcă. Oare... A, nu poți să pui bilet la intrare. 20 în ăstea. Hai, lăsați-vă jala. A, e nevoie de bani aici dacă mai vreți să construim chestii. Și cine n-ai aruncă pungile pe jos, trebuie să le pun mai coșuri. Cleaning. Stau la coadă, băieții. Nu mai stau, pleacă, nu le convine. Ce facem ăsta? Vine la ieșire. Sta intră prin ieșire. Nebunul. Arată decent. Nu știu dacă mai apucăm să facem 2000 de dolari. Lor nu le convine că e scump. Nu înțeleg. N-am ce să vă fac, băieți, dacă e prea scump. Asta e viața. Băi, da, e destul de multă lume. Adică 50 de oameni aici. Șmecher, aș vrea să văd la ăsta cu 40 de mii cu mare. Ia, hai să mergem să vedem. Să inspectăm puțin. Rafi are 10.000. Dar are, presupun, de început bani. Ok, aici se termină. Înseamnă că e în partea cealaltă el. Imediat ajungem. Nu cred că e ăsta ăla cu 40.000. Sigur nu e. Oh, ăsta of... Oh my god, ce are ăsta aici, ești nebun. Oh, Doamne! Holy fuck, e paradisul aici! Vedeți, dacă aș vrea să fac ceva de genul ăsta, nu știu dacă aș putea să fac într-un video, pentru că mi-a mult prea mult timp. Băile la intrare, băncuțe... Băi, mă, la așa are super șmecher făcut omul. Are și roller coaster. Bă, foarte șmecher. Chiar îmi place. Vă place? Ce părere aveți? Super tare. E chiar șmecher. Cred că o să mă mai joc Tycoon-ul ăsta, pentru că vreau să mă fac și eu ceva șmecher. Și aici un fel de părculez ăsta. Să te așezi la băncuțe. Șmecher, chiar îmi place. Super, super tare. Ar fi mișto să poată să vină și ceilalți jucători să stea la tine la masă. Sau să se dea în... Carusel. Are ăsta. A construit de s-a săturat. O groază de chestii. Noi abia facem bani. Dacă dau get money. Ia.
Get money, 2500 cu 5 Robux. Aș putea să cumpăr, nu ar fi problemă, dar cred că vom lăsa pentru episodul viitor. Îmi spuneți în comentarii dacă mai vreți să fac episoade sau nu și dacă mai vreți, cu siguranță am să mă mai joc off-camera, mai construiesc câte ceva și pentru episodul viitor vă voi pregăti mai multe. Stai că ăsta nu e al meu, al meu e mai departe. Și aici îl avem și pe al nostru. Așa de început. Trebuie cu mult gărduleț. Poți să faci multe chestii, de asta v-am zis și la începutul episodului. Dar până atunci vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!